Aleșilor, care au stabilit ca 20 de târgujeni să fie scuțiți de la plata impozitului pe clădire și pe teren, propriu pentru că au venitul lunar sub 600 de lei, ori trăiesc doar din ajutorul social sau indemnizația de șomaj. Aceste măsuri s-au decis în ședința de Consiliu Local. În cazul membrilor de familie, soț-soție, calculându-se acest nivel, această prevedere este adoptată prin hotărârea Consiliului Local, având în vedere prevederile codului fiscal prin care Consiliul Local poate acorda și astfel de facilități, respectiv scutire, în aceste cazuri. Acestor persoane li se mai adaugă și alte categorii care sunt scutite de la plata dărilor. Codul fiscal prevede categoriile de persoane care sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport. Aici, intrând veteranii de război și văduvele de război, deținuții politici, urmașii eroilor din Revoluție, și avem foarte multe persoane, care peste 1800 de scutiri, la persoanele cu handicap grav și accentuat și invaliditate gradul 1. Aceste scutiri sunt prevăzute de codul fiscal. Impozitul variază între 40 și 180 de lei, iar lista cu cei care sunt scutiți de la plată poate fi consultată pe site-ul primăriei Târgu Jiu.